Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Ai de pula mea. Dacă stingi becul așa, nu-i da, bună. Da, foarte. Dar nu-i bună lumina. Mă oprești cel dacă faci setări manual. Fost am o mu pădurii, fost am o mu. Dar dracu știe. Ceva sub el. Să bem? A, sub el. Și să bem. Nu, așa e mai bine, cred că. Filmăm deja sau mai așa? Dar se filmează. Dar bem ceva. A, vrei să bem? Nu, hai să bem. Nu, no, ne vedem imediat, ciao. Ne-am întors cu băuture. N-am mai pus un clip pe YouTube de 3 săptămâni. Am zis să nu uitați cum arăt. Cât de frumos sunt. De 2 ani. Am fost ocupați, a trebuit să bem, să fumăm. Eco își face permisul, eu nu fac nimic. Mamă, ce conduc acolo mașina. Am fost de o săptămână la excursie la munte. De o săptămână la excursie la munte. Am fost la Bran. A fost frumos, nu mai țin minte mare lucru. Bă, a fost foarte înghesuit castelul să-mi bag pula neamului, mă, să-mi... Bă, am mers pe un hol atât, era să-mi bag pula, așa mereu cu umerii, să-mi da, dacă e ca o rață, rață, eu trebuie să mă fac pachet. Da, cu direct ai mă spăsut, n-ai mă spăsut. Să-i acoperiș mereu. Ai fertat. Am ajuns să zon așa, ce cure. Nu e adevărat. Nu să vin în veci. Aba, asta am zis, da. Am zis, da. Nu că era greu, dar erau foarte mulți oameni, era cald ca dracu. Și am mă mai dus stai că la castelul de vreo 10 ori în până. Și vedeam același lucru de 10 ori și plin de chinituri. Uite, eu deja un scaun, pac, făceam un perete, pac. Ai văzut, mă, că la turiștii ăștia la orice fac poze, mă. Dar ce și roșu? Un fir de iarbă din România. O stai până cu sandala așa și-o făcut poză în până la sandala în brană, dar nu bine. Păi na, nu orice sandală ajunge la brană. Eu deja am început să-mi jur de Dumnezeu la treia treaptă în pula mea cu mușcă de castel, am spus, vă, Dumnezeu. Când am văzut ce e în fața mea să-mi bag, până să mă duc acasă înapoi. Dar din afară e fain castelul, e ca un trailer, știi? Și când vezi să joci, de fapt, joc... Bă, canapea de-n 2015, mă, să dai Ikea. Bă, canapea în pula mea, în braț, zici că nu-i mamă ce lux a avut Vlad Țepeș. Acolo, când am ajuns la camera de jocuri, m-a așteptat să fie și un laptop, tipul unde juca fratele Vlad CSGO. Dota în pula mea și bea legă. Și ne-au și zis, nu știu cine, mă, că de fapt, ce, castelul Dracula, că a fost o singură dată acolo, când l-a obligat Matei Corvin pe Vlad Țepeș, că ăla nu era. Da, dar mi-a zis Roxana, nu zis odată, a fost stat închis două luni în castel. Nu, mai fost castel. Mi-am dus la castelul Groazei la Bran, mă. Era un acolo la masă care tăi niște atât de cu aburi pe noi, nu știam de unde vii. Ce au găsit? Avea aer comprimat în pula mea și am găsit în vreo anii tăți. Și-am pus piciorul. Și-am pus piciorul așa să... Da, pe mine tătă deamă, cu tot felul. Mi-am văzut, mi-a ridicat te conț, m-am speriat prima oară. Ne-am băgat în castelul Groazei, ne-am speriat de oglindă. Vivi, eu intrat în până, intrat prietina mea, direct în dreapta, era oglindă. Tă venea unul după noi, mă, tă cu plapuma după mie. Aveau plapuma și tă-mi-o poia pe umăr și am zis, dar lasă-mă în pace la un moment dat. Demian în altă grupă s-a dus. Și când a apărut fantoma să-l ferie fantoma, Demian s-a jurat și-a zis Demian încântat și-a zis fantoma cât el Paul și-a făcut cunoștință. Băi, de-aia am povestit cu Codrin că dacă era să schimbe schemele astea, să ne ascundem noi de fantome, să speriem noi pe aia. Să le punem așa mâna când trebuie. Cred că mureau aia. Și după aia, după ce ne-au speriat pe și fantomele, a fost dat, și-a dat jos mască și-a băgat o țigare, băieți. E greu și pe lumea de dincolo. Nu e nimic de groază. Am stat la cabană. Mi-a luat o lingură, adică i-am luat la maică mea o lingură, îmi puneam dat 10 lei pe aia. Ce lingură? De lemn în pula aia, cu cea mai bună mamă. Hai de pula, hai să ai băgut ce viața mea la urmă. Azi că iau și ei ceva, merită de la brad. Mi-ai îmbrat și vezi canape. Bine, am văzut televizor plasmă, pula mea LG, gata, mai trebuia să vă și muream acolo și eu, pula. Era o canapea aia cremă, pula aia, și am intrat, când la ieșire am intrat într-o încăpere de aia cu cameră și era o masă în stânga, că e de la Ikea, cu 1,5 milion am văzut și eu. Nu, și-o modificat prea mult și-o bătut pula de el, sincer. Da, dar nu v-ai să fie nici că ai fost la Sarmisegetul, ați vezi ce-o rămas acolo din cetatea dacilor, niște lemne băgate în pământ, în pula, atât au mai rămas. Dar nici așa nu-i bine. Le-ai zis că am dat foc la castel. Mai zi ai de la foișor cu fantoma. Da, nu mai țin minte. A, da, mă, să-mi bag pula, mă, stăteam la foișor. Bă, stai să așa să zicem, stai să zic și eu să zicem, zic că sunt mai mulți. Bă, o cazare în pula de maxim cât a fost? 260, 250. 2 milioane și ceva pe 6 nopți, da, mă. Bă, lux, de lux, îmi bag pula, vă recomand să mergi. Dar ne-am căcat până, era și numărul 13 pe casă. Am zis, bă, ori în prima zi, ori în ultima zi murim. Și era să murim în ultima zi, unde-i țigările alea? Ia de la mine, dacă. Dar fumează tot de la de săraci. E pula mea. Și era să ne mânci o fantomă, mă, în ultima seară. Stăteam la foișor, vorbeam de oameni morți, ca niște oameni normali. Și auzim în spate, pași, mă. Și noi ne-am speriat prima oară că am zis că tot timpul mă umblau căței pe acolo noapte și ne-am obișnuit. Și după aia mă întorc în pula mea și aud așa.
Și mă gândesc, ce pula mea, Madonna, a murit și vine să facă, să defileze pe acolo. Bă, și ne-am căcat pe noi și am oprit tot, am oprit, nu, n-aveam muzică. Nu știu ce am oprit, gândurile și am pus blitzul. Nu știu, mă, că s-a auzat ceva și am făcut azi liniște. Și-am pus blitzul, bă, și nu s-a mai auzit nimica. Și atunci m-am căcat pe mine, am zis, oră nu s-o îmblăt. Și trebuie să te masă și-o intrat în casă. Da, eu m-am ridicat, am zis, eu zic să plecăm, băieții, toată mea, eu sunt de acord și am plecat tăți în pula mea. Eu mi-am încărcat după aia sniperul meu cu bile, de mi-a să ia cu cuțitul de vânătoare și am stat așa pe canapea tăți o jumătate de oră, după aia ne-am culcat. Bă, și-o tras de mi-a apa la baie, mă. Și nu știu cum dracu s-o dus până conductă și s-o auzit așa în toată casa. M-am căcat pe mie, bă. Nu știam ce pula era, ceva conductă prin pereți, bă. Da, Demian s-a îmbătat și aveam o piesă aia mai veche, dacă știți, că eu zbor ca Vlaicu și tu zbor ca Bubico și Demian era mort de bea și zis, pune-o pe aia cum mă fut în cur ca Bubico. Da, bă, a fost fain să-mi bag o zonă foarte faină, mă. O, fain, m-a plimbat cu fratele Codrea cu mașina, l-am dus sus pe deal. Da, am zis eu să văd dacă mai știu conduce, mă, după aia moare motorul, zic, stai că nu e chiar așa, fraților. Mai punesc, pa, moare motorul, zic, lasă-o așa cu aia și am plecat pe scaunul de dreapta. La fel, pus pariu cu mine, că ce mă, trebuie să-ți arăt că pornesc cu mașina și mașina aia are un pic de joc la ambreia, joc, calcă ca lumea. Trebuie să dai cu barosul pe stânga ca să porni. Și o luat din ea, faci, stai așa, spariu pe 5 lei că îți moare motorul. Și ai văzut, a făcut 20 de lei. A făcut 20 de lei, dar bine, nu i-a mai văzut. Da, e partea a doua. De la din ea mi-a murit motorul cu spatele, când l-a pus în mașalier. Eu te bata, mă, zău, ora două vorbeam. Tătă zicea, mai stai, mă, că ai îmbătrânit. Și cu eu, că nu mai pot. De era că nu mai, n-am prea băut bere, am băut numai whisky-uri pe acolo, prea m-am spart. Dar ori să-mi scriu chestiile, că după telefonul poți filma fain cu ăla, mă, și ce fain filmează, să-mi bag pula. Da, apropo, mi-a luat telefonul. Și tu știi că i-am scris la Samsung să-mi dea telefonul și nu mi-au dat pișații, mi-au șters postul de pe pagină. Eu urăz, mă. I-am scris Samsung, mi-am Samsung. Mi-am strabat Samsung România. Samsung mi-a scăpat telefonul în budă. I-am zis că, cum am zis, că plec mâine din oraș, dar pe când mă întorc vreau unul, două. No, bine, vă pup și mi-l șterz, mă. S-o șterz, mă. Am făcut 1000 ceva de like-uri și oamenii ziceau să-mi dea telefon și mi-l șterz, mă. Uai, pișați. Mai știi când l-am adus de casa lovită de autostradă? Eu cu curând din cele mai tâmpite chestii. Băi, bă, nu știu, când a venit, ori eram obosit, ori eram futut în cap, una dând două să-mi bapă. Și am oprit la o benzinărie aici, pe autostradă. Nu știu care, Pitești, București și autostradă. Și stăteam în preași, era un petic de pământ de la verde acolo, așa, până la autostradă. Și a zis, cum pula e, nu, nu suntem noi săraci, zai de la cine gândim. Ne-am face o casă acolo, în plăță, e o barancă de aia, de scârți. Se bagă așa noaptea, când bate vântul. Și a zis, la un moment dat, că vine un vânt și ia casă în preași, o zis, bea și de autostradă și o sparge. Și tu rămâi așa pe bună, pe scaunul. Vai de pula mea. Da, eu zic că e vai de pula mea și zboară casă. O venit doi oameni cu bicicleta pe autostradă, între timp nicio treabă, trebuia... Era ilimită de minim 50 la oră, avea cu 10 pula pedala. Casă fă o rupere să-mi va plăsa, stai pe scaun să citești ceva, pe budă, pula mea, pe telefon. Deci vai de pula mea și zboară casă. Imaginează noaptea, dacă bate vântul baraca aia, unde bate vântul, tu trebuie să apeși în contră, știi, să nu-ți aia. Mai am avut o biserică pe autostradă, faza aia n-am înțeles-o. Cred că pentru aia care mor pe autostradă se îngroapă pe direct. Care fac pană pe autostradă, doamne, dă-o roată. Ne bem aici Jack cu cola, dacă, cu Pepsi, dacă nu știți. S-a mai întâmplat ceva, mă, dă să-l sunăm pe Demian. Bă, la început nu găseam cabana, erau deja la cabană, noi veneam cu altă mașină la cabană. Dar noi n-am prea găsit-o. În două dure și noi am trecut de un pod și acolo ne-a arătat GPS-ul. Era vila, da, era Jasmine și pe GPS scria cu G-I, Jasmine. Zici că era Nicușor din la Brea, Jasmine, a zis, ce pula. Trecem noi de un pod, am ajuns la vila Jasmine. Zic oamenii aia de acolo, că ce faceți aici, că e proprietate privată. Na, ieșim de la ei, îi sunăm pe ăștia și am trecut de podul ăla și de fapt era vila Jasmine și era alt pod de lemn în pula mea. Și lui Cezar, omul care ne-a dus pe noi cu mașina, când am trecut podul ăla, scria maxim 2 tone jumate și m-a rugat jos să mă dau jos din mașină. Serios, eu fost frică cu mine mașină, în pula. La 2 tone, mă, aici chiar așa, mă. Dar mașina aia are o tonă jumate. Da, dar eu n-am o tonă, mă. Hai să ne auzim cine povestește Demian. Demian, suci pulențul. Cine-i, mă? Ce fac, mă? Cum? Bă, bine, vrem să facem un clip, că voiam să povestim ce am făcut la cabană și nu mai știm ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Ne zici tu? Hai de pula mea, eu nu mai țin minte tare bine că am fost 4-3 de. Dar cred că în ultima era să ne mănânci o fantoma. Ale, am zis aia, mă, cu fantoma. Hai de pula mea, ce s-a mai fi întâmplat? Ce s-a mai fi întâmplat? Hai să fac pula, nu mai știu, să-mi
Hai să-l sunăm pe Radu atunci, să ne întrebăm ce s-a întâmplat la cabană. Ceau, Demian! Ceau, Demian! Ar fi tare să sunăm alți oameni, să întrebăm cu cine a fost la cabană, să nu mai știm nici asta. Și sunăm pe el de la cabană. Bă, ce am făcut la cabană? Ce faci, boss? Bine, suci pulențul! Dar noi nu mai știm ce s-a întâmplat la cabană, să ne zici tu. Cum adică, mă? Dar nu mai știm, mă! El o să și trezit. Dar n-am băut. Așa mă bem în pula mea, dar zi-mi ce s-a întâmplat la nu ne zici? Dar nu o să zic, mă. Dar ce-am făcut așa grav? Nu mă, serios, nu mai știm ce să zicem în clip și sigur s-a întâmplat ceva în 6 zile. Bă, Cezar, las că bem în seara asta, mai bine din ea și te revină și te sunăm de seara. Și te sunăm și mâine să ne zici ce am făcut astăzi. Nu, no, mă sunăm pe Demian și zici să-mi dea numărul lui Radu. Cât e pe cheful ăla de ei. Hai să sunăm pe Demian în continuu. Mă, luam o sticlă. Bă, Demian, dă-ne numărul lui Radu. Trimite-mi-l pe mesaj. Trimite-l pe Radu pe mesaj. Ceau. 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 Apropo, noi drum de București, Brașov, că am fost la Bran undeva lângă. Am fost drum de 2 ore jumate, cred că l-am făcut în 7 ore. A, da, știu cum e. A fost super fain. Îmi punea melodia aia cu extraterestri, știi, de la X-Files și ne uitam așa la oameni. Și eu la un moment dat așa tare m-am plictisit că... Ai primit. Avea Cezar geamuri electrice și punea melodia de la Darth Vader și apăsam butonul să lase geamul jos și făceam așa către el. Deci în panul ăla am ajuns. Radu, ce faci, te deranjăm? Bă, o ai trist el, mă, dar nu... Pulent. Na, ne povestești ce s-a întâmplat la cabană, că nu mai ține minte, împreună și făcem clip. Hai de pula mea. Toată lumea asta o să zic. Dar ce ești trist, bă? Dar ce s-a întâmplat? Ești la lucru? Da. Da, am ieșit de la lucru la ora 3. Dar bă, Radu, în afară de fantoma aia care era să ne mănânce, s-a mai întâmplat ceva? Pula mea. Ai de... Sufletul meu. Care l-am făcut asta cu șapoare. Chiar, mă. Zile tu, că tu ai fost acolo când s-a îmbătat. Păi eu m-am îmbătat, nu știu ce dracu făceam și ne-am zis tu de beți și am... Ai băut pălincă, mă. Da, aia zic, aia zic. Că ai trage nea, că mi-a dat mirosul ăla, why? 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 Și-am adus pălincă de 50 de grade de bihor ca să fie treaba. Na, am băut. Am borât în supermarket, eu la un moment dat am băut vreo două guri, a treia am simțit-o că acolo rămâne și am zis, bă, vomit, m-am împlântat în masă, m-am ridicat, am vomitat pe stăgard, m-am pus înapoi, am mai luat o dușcă și am fost ok. Radu stătea, vorbea și niciodată, scoate așa o, cum se zice, mă, o fâșie, așa, a fost ca o fâșie de vomă, știi? O batistă. Ca o batistă, da, așa, și din trucurile alea mai... Știi când o scoți batista aia și numai nu se mai termină, așa a fost voma lor. S-a picat pe jos, Radu a zis, nipa, am făcut un ou, s-a ridicat, au plecat. Și-o schimba pantalonii, o pleca la somn. Hai de pula mea, bețalău, drag. Am no, simțit sună... fantoma în pula mea cu 000 numărul. Să zic, ați scăpat, fut-vă în gură. Mă bine, Radu, mulțumim. Taxa se va aplica la tine, pe telefon, pentru convorbire. Doamne, azi că ai bani, lucrez. Spre deosebire din noi, om serios. Exact. Aia înseamnă că a fost o excursie reușită să, bă, da, să sună oamenii să zici ce s-a întâmplat și toată lumea zic, ai de pula, mea. Din memoria noastră de pește, pirania în acvariu, cam atâta s-a întâmplat. Dacă, bă, dacă ne mai amintim, vă povestim în clipurile următoare. Apropo, Sesu a ieșit din bazuca. Da. Trebuia să vă anunțăm și asta, deși o scris și Sesu pe Facebook. Pentru cei care bă, nu ne-a certat, să nu credeți că ne-a certat sau ceva. Nu a fost nicio ceartă. O scrie și el pe pagină dacă vreți puteți să intra pe bazuca. O să omul că pur și simplu n-are timp să ocupe de partea lui din trupă. Bazuca rămâne în continuare aici, ceea ce vedeți. Specimenele acestea rare pe care de apariție. E greu și cu partea aia, n-avem nici designer. E greu și cu partea aia, toarne Jack Daniels. Bă, am observat, să știți și voi, bă, de la un bețiv notoriu, vreți să știți, bă, că să combine alcoolele. Jack-ul, whisky-urile și astea nu merge niciodată cu suc natural, cu de la fără gaz. Nu încercați că vă fuge dumneavoastră. Tu știi ce cât am băut eu în prima seară, mă? Dar cu suc natural, mă? Cu de toate, mă! Uai, dar nu, dar vomiți într-un hal sau ții rău și nu-ți pică bine. Cel mai bine, Jack-ul merge cu Pepsi-ul,
cu Kinley. Nu învăța copiii de astea. Lasă înveți de imon pe la vârsta lor, deja eram o șansă. Ce tractat ai cu tu acasă, da? Vine cărligul, o putin, doamne, nu m-aș arunca pe după gât cărligul și acasă. Abonați-vă, că dacă nu vin pe ăsta, voi vă dau foc la asta, antia, noaptea. Da, mine. Să nu vă abonați la mine.